Iar în București, un alt zi a fost închis de autorități după verificări. Este vorba despre un centru de bătrâni din sectorul 6, care avea în grijă 25 de persoane. S-a descoperit că centrul funcționa fără autorizație și culmea nu respecta nici normele prevăzute de lege. Vârstnicii erau ținuți în mizerie și în condiții improprii, primeau mâncare expirată, iar serviciile de pază lipseau cu desăvârșire. La fața locului au fost chemate mai multe echipaje medicale care i-au evaluat pe bătrâni. Doi dintre aceștia, mai exact două femei, au fost transportate la spital. Ceilalți au fost relocați în alt centru care să poată să le asigure îngrijirile necesare. În acest caz s-a deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de exercitarea fără drept a unei profesii și vătămare corporală din culpă. Conform unor surse din presă, patronul centrului ar fi o personalitate din lumea sportului. Este antrenor de volei la o echipă cunoscută. Poliția a deschis